Vreunul dintre dumneavoastră poate să traducă ce scrie acolo. E sistemul binar. Acolo scrie te iubesc. Online-ul și offline-ul, hide și block, acestea sunt realitățile noastre de acum. Există însă search, există însă more, există o lume mare conectată la o libertate universală de a învăța, de a ști. Urmează momentul partenerilor noștri de suflet. Doamnelor și domnilor, vicepreședinta CONAF, fondatoarea Kids in Business, Nicoleta Munteanu, din partea CONAF, unde este? Așa. Și alături de noi avem pe doamna Elisabeta Moraru, Country Manager Google România, și pe domnul Dan Oros, Head of Marketing Google România. Anul trecut, bordul CONAF a avut ca prioritate numărul 1 educația digitală, componentă esențială a transformării digitale, atât de necesară redresării economiei țării noastre. Tot anul trecut, în cadrul galei CONAF Women in Economy, a fost anunțat parteneriatul Google România-CONAF. Potrivit acestuia, Google România a oferit 1000 de burse pentru dezvoltarea competențelor digitale în rândul femeilor antreprenori. Acest parteneriat ne-a onorat și ne-a responsabilizat în egală măsură pentru că ne-a ajutat să ne transformăm, sau mai bine spus, să punem bazele unui cadru fundamental pentru dezvoltarea antreprenoriatului prin educație digitală. Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin și-a asumat un rol activ în dezvoltarea educației digitale, iar strategia a urmărit în primul rând adaptarea educației antreprenoriale la educația digitală sau dezvoltarea antreprenoriatului prin educația digitală. Pactul pentru muncă, pentru că s-a vorbit mai devreme despre el, încheiat în anul 2019 între CONAF și PPPG, a avut ca principal obiectiv diminuarea deficitului forței de muncă. Și una dintre concluziile care una dintre soluțiile care au reieșit în urma acestui pact a fost digitalizarea. Ați observat că în ultimii ani cu toții am asistat la un proces accelerat de digitalizare. Foarte mulți antreprenori au fost nevoiți să-și mute business-urile din mediul offline în mediul online. Antreprenorii care au înțeles importanța și beneficiile digitalizării au reușit să învețe cum să scaleze un business de la startup la scale-up. Și iată că noi acum ne aflăm în fața unei noi provocări, internaționalizarea afacerilor. Vreau să mulțumesc partenerilor noștri Google România, pentru tot suportul, pentru sprijinul și toată încrederea acordate. Bună seara! Noi suntem foarte onorați să fim alături de CONAF și mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați primit cu atâta drag. Și mulțumesc Cristinei pentru că a venit și a zis, hai să facem ceva, Ela. Și noi asta am zis, haide! Pentru astăzi seară mi-am pregătit un alt fel de discurs, pentru că nu mai vreau să mă sune cineva a doua zi să mă întrebe oare erai chiar atât de feministă și când te-am cunoscut. Asta a fost după discursul de anul trecut. Așa că m-am temperat și o să vă citez un mic fragment dintr-o conversație între George Enescu și mama sa. Contextul și data mă obligă. Acesta a întrebat-o la un moment dat, mamă, oare să le spun acolo, la Viena, că sunt român? Iar mama sa l-a întrebat, și de ce n-ai face-o? Răspunsul său a fost simplu, să nu creadă că mă laud. Eu vreau să ne lăudăm și eu mă laud și l-am adus și pe colegul meu care e partenerul meu în a face lucruri care să ne lăudăm și ne lăudăm și cu ce face CONAF și toți cei care fac ceva. O să vă spună Dan mai multe lucruri despre ce ne propunem să facem în continuare, dar o să vă arate și cum arată succesul ultimului an împreună cu colegii și colegele de la CONAF. Dar ruga mea este faceți,
nu bifați. Pentru că de asta suntem aici. Pentru că facem. Mulțumesc foarte mult și felicitări tuturor celor care vor fi pe scenă. Bună seara tuturor. În primul rând, la mulți ani domnișoarelor și doamnelor din sală. Mersi, Ela. Anul trecut eram pe scenă și anunțam două inițiative extrem de frumoase. Certificate Google 1000 de burse pentru femei, precum și parteneriatul CONAF și Google pentru IMM-uri, educație digitală pentru antreprenoriat feminin. Lucrurile nu au rămas doar la nivel de anunț. Anul acesta a fost extrem de încărcat. O mulțime de doamne și domnișoare, cum e Maria, au urmat aceste certificate și au găsit joburi noi, au reușit să crească în carieră. Din acest motiv, dorim să anunțăm încă 800 de burse anul acesta, care sperăm să ajungă la cât mai multe doamne și domnișoare care vor să dezvolte competențe digitale. Mulțumim! Tot anul trecut am anunțat parteneriatul prin care ne propuneam să ajutăm cât mai multe companii să vină online și să se dezvolte în mediul online. Și din august până în februarie am organizat împreună cu cei de la CONAF 6 workshop-uri. Am avut zeci de sesiuni individuale cu peste 100 de antreprenoare, membri ai comunității CONAF. Anul ăsta ne propune să continuăm această inițiativă, dar și să mergem mai departe decât atât. Pentru că, după cum spune și numele acestei conferințe, vrem să mergem beyond borders. Așa că vom anunța un parteneriat, un program nou de educație digitală pentru export. Credem că este o oportunitate imensă pentru toate antreprenoarele să depășească granițele României și să meargă mai departe cu business-ul lor. Și doar ca să vă arătăm un mic exemplu de în ce constă acest parteneriat, cred că ați văzut la început acel video, dacă puteți să mai rulați încă o dată, să vă explic despre ce e vorba. E un instrument gratuit pe care se numește Market Finder, prin care orice business își introduce e suficient să-și introducă URL-ul, iar Google îți va arăta care sunt piețele cele mai bune în care să exporți, în funcție de căutările clienților din piețele respective. Și pe lângă acest instrument vom oferi training și suport dedicat tuturor antreprenorilor din CONAF care doresc să exporte. Și sper din tot sufletul să ne vedem anul viitor pe scena asta cu sute de antreprenoare care au pornit pe acest drum către export și au avut succes. Vă mulțumim foarte mult pentru parteneriat, vă mulțumim tuturor că sunteți aici și încă o dată la mulți ani!